Ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara a susținut la finalul săptămânii trecute un spectacol excepțional pentru românii din Ungaria la Ghiula. Aceștia au răspuns afirmativ invitației episcopului Siluan Mănuilă din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care i-a felicitat pe hunedorenii care luptă pentru promovarea și păstrarea tradițiilor autentice nealterate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că am reușit și în anul acesta să organizăm Festivalul de Păstrare și Promovare a Tradițiilor Populare Românești, intitulat La Obârș și la Izvor, care a ajuns la cea de-a 14-a ediție și care a fost organizat, ca de fiecare dată, cu instituții de cultură și administrative județene din România, din județe apropiate. În anul acesta trebuie să mulțumim în mod deosebit celor de la Hunedoara, în frunte cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, dar și la acest festival minunat, la care ansamblul profesionist Drăgan Munteanu din Hunedoara, susținut de Consiliul Județean și de Centrul de Artă al județului Hunedoara, de cultură și artă al județului Hunedoara, ne-au prezentat un program deosebit de frumos, o varietate de costume, de cântece și de suflete frumoase, arătând ca de fiecare dată la astfel de festivaluri, dar parcă în anul acesta și mai mult, frumusețea sufletului și a valorilor tradiționale românești. Domnul președinte Laurențiu Nistor a fost în cât se poate de acord cu participarea ansamblului profesionist Drăgan Munteanu și a colegilor de la Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara astăzi la Ghiula, în așa fel încât între cele două granițe să facem o punte românească, o mare punte de unitate pentru românii din județul Hunedoara și pentru românii din Ungaria. Prin grija Episcopiei Române din Ungaria, condusă de preasfinția sa Siluan, am avut un public extraordinar într-un eveniment, așa cum spuneam, de excepție. Eu vreau să le mulțumesc colegilor mei din ansamblul profesionist Drăgan Muntean pentru că au făcut posibilă această deplasare, acest eveniment, un eveniment cu totul aparte, un eveniment de suflet, un eveniment desfășurat prin sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, un eveniment cum ar trebui să fie multe astfel de evenimente, pentru că românii noștri, indiferent că sunt în Hunedoara, că sunt în țară, că sunt în afara granițelor țării, reprezintă pentru noi publicul nostru drag. Și să umplu de cal sus, la 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 la